pâinică cu cartofi dulce și parmezan. Nu uita să te abonezi la canalul meu de YouTube și să apeși clopoțelul ca să fii anunțat de fiecare dată când postez un nou video. Îți mulțumesc! Vă bună mulțumesc! Ziua, bună ziua! Bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu camele și bucate gustoase! Ia să desfacem aluatul care ne-a rămas ieri. Aluatul de pâinică cu cartof dulce. Așa. Aici avem aluatul de ieri. L-am ținut la frigider și astăzi l-am scos din frigider și l-am lăsat să se încălzească. Ia uitați cum arată. Așa. Și astăzi o să facem un fel de pâinică cu parmezan. Parmezan puneți cât doriți. Nu este o regulă. Așa. Și ulei. O să avem nevoie pentru aluat de 350 g de făină, făină albă, pentru cozonac, așa, circa 4 g de drujdie uscată, o să avem nevoie de 200 de apă, 30 de grame de ulei, aici am o jumătate de cartof dulce fiert, vedeți? Și am să-l pisez bine, bine, bine. Un praf de sare. Nu știu dacă se văd ingredientele, așa. Și cam o linguriță de zahăr. Și acum, peste drojdia noastră, aici, vedeți? O să punem zahărul. Și cu o parte din apă. Așa, și lăsăm câteva minute să se activeze drojdia. Deci circa 5 minute. Aici avem făina noastră, cum am spus, 350 de grame. Aici vedeți că drojdia a început să se activeze. Așa. Am pus drojdia, 4 grame de drojdie, cu puțină apă din cele 200 și cu zahărul, cu linguriță, o jumătate de linguriță de zahăr. Apoi o să avem nevoie de o jumătate de cartof, care după ce îi scoatem cojița, are cam 75 de grame, 80 și 100 de grame, puteți spune, de cartof dulce. Așa, un praf de sare, circa 4 grame de sare, la cât luați așa între degete, 30 de grame de ulei. Și aici avem restul de apă, deci în total au fost 200. Și acum, peste făina noastră, aici avem 350 de grame de făină, dăm așa deoparte. Aici avem drojdia noastră care s-a activat. Deci să fiți atenți, să citiți pe prospect la drojdie, că sunt pachetele de drojdie unde se pune direct în făină și se amestecă cu făina și cum este, cum am eu astăzi, trebuie ținută circa 5-10 minute în apă, potrivit de călduță. Așa. Și punem aici peste. Așa. Acum am să curăț cartoful nostru dulce și am să-l pun aici, am să-l pisez bine, 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 bine. Așa. Și îl pisăm așa bine aici în interior. Așa. Adăugăm și sarea. Și restul de apă. Și amestecăm așa bine. Și apoi o să lăsăm la crescut. O să punem uleiul la urmă. Bună ziua, Mariana! Bună ziua tuturor și bine ați venit! Astăzi am intrat din nou în direct. Nu am mai intrat din mult. Așa, și amestecăm așa bine. Și o să frământăm puțin și cu mâna. O să frământăm și cu mâna.
încet și după aceea adăugăm și uleiul nostru. Eu după aceea am să lucrez la video și am să public și cel cu înghețata, ca să vedeți cum am făcut. Se face foarte ușor, ar fi păcat să nu faceți înghețată în casă. Foarte ușor se fac și sunt foarte buni. Și eu prefer să adaug banană ca să nu pun zahăr. Așa, acum adăugăm și puțin ulei. Și înfrământăm așa puțin. Așa, ia uitați, a luat-o, vedeți? Și acum am să pun la crescut. Am să lung așa cu puțin ulei și o să pun aici. Așa, și-l acoperim, vedeți? Așa, și-l dăm deoparte. Și-l dăm deoparte nostru, vedeți? Așa, ia uitați-l cum dansează. Și o să-l punem aici pe fund. Am să pun puțin ulei ca să nu se lipească. Așa. Să punem puțin ulei pe fund. Așa. Și acum o să răsturnăm aluatul nostru. Așa, vedeți cum arată? Așa, și să-l scoatem de aici, din bolul nostru. Facem aluatul care ne-a rămas de ieri, cu cartofi dulce. Am pus ulei pe fundul nostru. Așa, și o să-l împărțim. Și apoi o să punem între straturi parmezan sau brânzică de oaie sau brânzică sărată. Ce aveți? Cu brânzică să fie. Și cu ulei și apoi băgăm la cuptor. Punem într-o tavă. Așa. Ia să-mi dau cu puțin ulei pe mâini. Așa, ca să nu se lipească aluatul. Așa. Și o să-l împărțim. Îl lăsăm așa moale cum este. Așa, îl răsucim, așa îl punem și facem biluțele noastre. Așa. Și le așezăm așa aici. Cât de cât de egale să fie. Așa. Așa, și acum le dăm această formă și o să le punem câte una în tava noastră. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! De unde mă urmăriți? Să-mi lăsați în comentarii, să-mi spuneți de unde mă urmăriți. Și dacă sunteți pentru prima dată aici pe canalul meu, pe pagina mea de prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Așa, dăm această formă. Vedeți cum arată aluatul? Este moale, moale, moale și pufos. Așa. Să întoarcem și pe aceasta. Vedeți? Întoarcem așa unul peste celălalt și facem așa o biluță. Și acum
O să-mi aduc tava. Și aici am o tăviță și am să pun așa puțin ulei pe tava noastră, peste tapetată cu hârtie. Și întindem așa peste tot. Așa, ca să fixăm, am pus și puțin ulei pe tavă. Bună ziua, Rodica! Bună ziua! Bine ai venit și bine ați venit tuturor! Așa, și acum o să iau câte o biluță și am să o întind așa aici pe... Așa, și cu o lingură am să iau din parmezanul nostru și am să pun așa deasupra. Așa. Iau altă biluță și o întindem și o așezăm peste. Așa. Să facem schimb, să dau mai în față, ca să se vadă mai bine. Așa. Să le punem așa aici. Se vede? Așa. Și acum o să punem parmezan deasupra. Facem pâinică, un fel de pâinică cu brânzică. Așa, luăm altă biluță și o întindem și o așezăm aici deasupra. Punem parmezan. Luăm altă biluță și așa facem până le terminăm pe toate de pus. Așa. Întindem. Vedeți cum arată aluatul? Ia uitați-l. Așa arată. Este moale și pufos. Eu sunt din Iași și locuiesc, vă salut de la Roma. Eu locuiesc în Roma. Dar sunt ieșeancă, sunt din Iași. Așa. Am să dau cu puțin ulei pe deasupra. Așa. Să dau fundul de parte. Și acum o să întindem așa frumos. Încet, încet. Întindem. Așa. Cu răbdare și întindem așa în tavă. Încet, încet. Întindem peste tot. Așa. Apoi o să o tăiem, așa, cubulețe, triunghiuri, pătrățele. Așa, încet, încet întindem. O lăsăm puțin la crescut și apoi o dăm la cuptor. Și cât timp o să stea la cuptor, noi o să facem prăjiturele. Așa, și întindem. Încercăm să o întindem așa peste tot. Cu răbdare. A, ai un băiat în Roma și băiețelul meu este cu mine aici în Roma. Este la facultate. Băiețel este mare. Așa.
Și întindem așa bine. Încă puțin. Așa, cu răbdare, cu răbdare. Întins aproape peste tot și acum o să tăiem. Așa, încă puțin. Întindem așa de la mijloc spre capete, spre părțile laterale. Așa. Și acum, după ce am întins bine, o să tăiem. Aluatul este făcut ieri, am să pun și ingredientele. Aluatul l-am făcut ieri în direct cu voi și acesta mi-am rămas, l-am ținut la frigider și astăzi l-am scos. Și cu cartof dulce, l-am pus la 350 de grame de făină. Am pus cam 75 de grame de cartof dulce, gata fiert, pisat, circa 4 grame de drojdie uscată, 200 de apă, un praf de sare, o linguriță de zahăr. Deci este un aluat simplu de pâine. Și ulei, circa 30 de grame, 20 de grame de ulei, nu am pus prea mult. Aceasta este rețeta. Așa. Și acum, după ce am întins bine, așa, o să tăiem. Și tăiem așa bine, puțin. Le putem lăsa și pătrățele, așa, sau le facem triunghiuri. O las puțin să crească și după aceea o dăm la cuptor. Așa. Și putem face și triunghiuri. Mai micuțe. Așa. Așa. Și o dăm deoparte și o lăsăm să crească puțin. Și după aceea o băgăm la cuptor. Și de... Bună ziua, bună ziua!
Bine ați venit! Așa, ia să vedem cum a venit. Așa. Ia uitați. Câinica noastră. Am să o acopăr cu... Așa, eu să-l scot și din tară. De fierbinte. O lăsăm să se răcească puțin. Aceasta este pâinica. Am să vă pun și video și rețeta, vă am să o public și pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Eu vă mulțumesc din suflet, vă doresc multă, multă sănătate și numai bine și ne vedem cu următoarele rețete.